Mulțumim și la profă, aici exerciții de matematică. Așadar, dragilor, pornim la treabă și să vedem câteva lucruri cu Mario. Mario, hai să vedem repede operații să facem până una alta. Asta sau dacă vrei tu, hai să facem o problemă de cererea cu vazele, să vedem dacă îți mai amintește. Nu, cu vaze. Deci am un buchet cu flori și dacă le pun câte trei în vază, deci pun câte trei, trei, așa, punându-le câte trei, îmi rămân 10 floare. Rămân 10 floare. Dacă le pun câte 5, deci le pun câte 5 acum, adică la 3 plus 2, 3 plus 2, și așa mai departe, 3 plus 2, îmi rămân două vaze goale. Da? Aici nu am nicio floare. Câte vaze și câte flori ale? Sunt cu probabila ușure. Deci câte vaze și câte flori ale? Și uite, vaze și câte flori. Câte vaze și câte flori. Am făcut 10 plus 6, mi-a dat 16. Deci 10 plus 6. De ce 10? Pentru că cele care au rămas, da, plus cele care nu au rămas la 3 plus 2. Deci, cele care au rămas goale sunt, da, 3 aici și 3 de aici. Și la 10 ai adunat pe așa, plus 6, și ai 16 flori la dispoziție. Aceste 16 flori, toate ți le împar la 2. Că mai adaugi câte 2, nu? Da. 5 și cu 3. Deci? Adică 3, 8. 8? Ai șanse să mai pui câte 2, câte 2, câte 2, în 8 câte vaze, vaze, câte 5. Deci 8 vaze, 8 vor fi aici, da? 8. 8 vaze, câte 5. Și așa este o vază câte 5. Înseamnă că repede acum poți să descoperi câte vaze ai. Gata. Câte vaze ai. Cum ai gândit de 15 vaze? Ia să vedem, sunt în totale. Pentru că cele două goale sunt vaze. Păi 8 și cu cele două? De unde fac 15? Nu, păi nu. Păi 8 sunt câte 5? 8 și cu 2, 10. Vezi? Graba, strică treaba. Nu, păi am calculat. Deci 8 plus 2 goale, nu? 8 vaze pline, da, plus 2 goale. 10. Da, exact. 10 vaze. Vaze. Și cele două de la început, eu le-am numărat. Care, pe astea două? Da, i-am făcut mai multe. Păi doar toate sunt, tot vazele câte 5, am spus aici. Da, da, i-am făcut 2, 2. N-am făcut 4 la început și încă 8. Puf! Și atunci nu făceau 5. Vă făceau. Cum? 8 și cu 2? Nu, 8 și cu 4. Dar de ce 4? Pentru că i-am pus 4 la început. Păi, 8 cu 4 nu fac 15. 12. Deci nici o clipă nu te duci la 15. Orice variantă ai încercat tu, nu te duci la 15. Deci atenție multe, da? 8 și cu asta, neapărat așa trebuie să se întâmple. Iată 10 vaze. Întrebarea pe care ți-o pun este asta.
Dacă aș fi spus că rămân trei vaze goale, cum ai fi făcut problema? Aș fi făcut 10 plus 9. Da. Și îmi va da 19 flori și acele 19 flori trebuia să le împar la 2 și nu aveam cum. N-aveai cum. Problema era prost formulată. Prost. Deci nu puteam să spun că rămân 3 vaze, că ar fi fost imposibilă. Dar dacă spunem mai și 9 flori și rămân 3 vaze goale, ar fi mers? Deci nu 10 flori, ci 9 flori. Și 3 vaze goale. Și 3 vaze goale. Ar merge. De ce? Pentru că va da 18 și 5 cu 4, 9. Și le împart la 9 vaze. Deci, practic, ai șansă ca pe 18, punând câte două, câte două, câte două, se împarte la 2, da? Da. Deci autorul când propune probleme, ce face propunătorul de probleme? Își ia câte flori vrea. Da. Și trebuie să le împarte la cât... Cât e diferența, cu cât mai vine el în completare. El trebuie să aibă grijă că atunci când face chestia asta, să o facă cu multă... Grijă. Nu să luăm numele la întâmplare. Deci ia un număr de flori. Și dacă acum... ar da un număr la întâmplare și ar zice, cum a zis dumneavoastră, 10 și a doua vază, ar fi corectă problema. Da, depinde cum vrea el să pun. Păi dar el nu pune la întâmplare, pune așa încât problema să meargă, că dacă pune a 3, ar fi fost prost problema formulată, nu? Da. Deci vezi, vreau să faci tu acasă 4 probleme. Da, mine nu. Nu. În vacanță. De făcut, notează 4 probleme. 4 probleme cu vase. În care să fixezi tu exact, încât să parte exact. Sigur, când spui câte 5, vezi diferența. Cât mai adaugi. Și atunci trebuie să împarți la numărul. Dacă puneai câte 7, de la 3 la 7, de la 3 la 7, 4 ar fi fost. Tu dai, ai înțeles că nu se formulează la întâmplare, ci este rodul gândirii tale, să meargă problema corect. Da? Asta mă interesează. Ți-am și propus asta. Și ia să vedem și cu vile, îți mai amintești? Da. Deci sunt, să spunem, 9 vile cu 3 camere. Hai să zic 4 ca să fie vile, camere și cu 7 camere. 4 și 7. Întrebarea este numărul camerelor. Cât trebuie să dau un număr? Deci numărul camerelor egal cu aici. Dau la întâmplare numărul camerelor? Eu vă spun să-l dați între 63 și 36. Iată, el spune 63 și 36. Adică numărul de cam, dacă ar fi toate 9, cu câte 4, 4, da, 9, 36 și 63. Deci numărul camerelor trebuie să fie într-un număr de la 36, spune el, la 63. Știi că și asta e o idee foarte bună, minunată, minunată, dar ce număr se fixeze între 63 și 36 la întâmplare? Vă spun cum am calculat. Știu cum ai calculat. Am făcut minim și maxim. Sigur că da, doar 4. Și am făcut diferența între 7 și 4 și mi-a dat 3. Și crește din 3 în 3. Oh, te prinzi foarte bine, da? Deci diferența, eu trebuie să dau un multiplu de 3. Da. Deci neapărat, care ar fi primul număr care ar merge de aici? 39. 39, corect. 39, 42. 42, da. 45. 45. 48. 48. 51. 51. 54. 54. 57. 57 și așa mai departe. Până când mă apropii 50, de... 60. 60 și 63. Foarte tare. Deci, practic, aici sunt toate problemele posibile care se pot formula. Deci, foarte bine ai reacționat, te-ai prins foarte repede, ai înțeles că numărul maxim de camere, ca și cum ar fi toate numai de 4 camere, sau cum ar fi toate de 7 camere,
ce se întâmplă în momentul acela și îndată ai reacționat frumos. Vezi că dacă e mai aproape de 39 sau de 63, atunci, și faci cu 4 sau cu 7 cameri. Deci, îndată faci scăderea și îți dai seama exact ce și cum. Iată, se întâlnesc 7 prieteni și își dau mâna fiecare cu fiecare. Nu, iarăși. Întrebarea este, câte strângeri de mână sunt? Asta da. De 7 prieteni. Așa. Își dau mâna fiecare cu fiecare. Nu, trebuie să chiar asta prieteni. Da. Acum, de asta vreau să văd dacă aceea a fost înțeleasă. De 7 prieteni. Da? Își dau mâna. De 3 prieteni dau una. Deci dau. 3 prieteni. Da. Dau două. Și încă una. 3. Deci, doi prieteni cât? Cât dau doi prieteni. Cât generează doi prieteni? De prieteni fac una. Deci generează o singură strângere de mână. Vine al treilea. Cei doi prieteni și vine al treilea și se uite la ei. Cei doi și-au dat mâna. Da. Și acum face el cu cei doi? Cu cei doi, sigur că da. Deci, la ce-a fost înainte, la una care și-o dat-o ei, vine încă două. Încă două. Plus doi. Acum, dacă vine al patrulea... Da? La ce-au fost cei trei? Una, două, trei. Deci, la ce-au făcut cei trei, adică unul plus doi, mai vin încă trei. Al patrulea. Al patrulea generează încă trei. Al cincilea face una, două, trei, câte face al cincilea? Patru. Plus patru. Deci, al cincilea încă patru. Al șaselea, bun, deci plus 5. Și al șaptelea, încă? 6. Da? Al șaptelea generează 6, da? 6. Ei bine, în final, suma asta cât este? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. 7 plus 6. Cât face suma asta? Rapid? 21. Face 21? Cum ai făcut adunarea asta? Am făcut 1 plus 6, 7. 2 plus 5, 7. Așa! Câte echipe de 7 ai făcut? Și 3 cu 4. Și 3 cu 4, 7. Și 3 de 3 ori de 7, 3 ori 7, 3 ori 7 și ai dat 21. Foarte rapid. 11 prieteni cât generează? 11 prieteni. 11 prieteni? Da. Rezultă suma care a mâinilor strânse? 10. Suma se întinde până la 10, da? Da. Deci ar veni cât? Cum am făcut, domnul profesor? Cum? Știm că până la 7 va da 6 și voi crește cu încă 4. Deci la fiecare crește cu... Deci suma va fi 1 plus 2 plus 3 plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10. Asta va fi suma care se generează. Și suma asta cum o calculez? Bine. 10 plus 11. Așa. 11. Așa. Deci 11 odată. Plus încă 11. Așa. Încă 11. Da. Încă 11. Da. Încă 11. Da. Și cât de 11? 5. 5. 5 ori 11? 55. Egal cu 55 de strângeri de mână. Da? Ne-am amintit problema? Vezi că nu este dificilă, ci interesantă. Uite, faci tu acasă următoarea problemă. Prin 20 de puncte, câte drepte poți duce? 20 de puncte? Da. Prin 20 de puncte, să aflăm câte drepte putem duce. Ce? Că
Prin 20 de s-a auzit la tine, zic mai tare. Prin 20 de puncte să se afle câte drepte sunt producții. Pentru că Păi, uite așa, prin 2 puncte trece o dreaptă. Prin 20 de puncte câte vor trece? 40. O dreaptă. Dar nu sunt coliniare. Prin 20 de puncte necoliniare. 40. Din 20 de puncte necoliniare. Păi 40. Dacă eu își prim cu al treilea și al doilea cu al patrulea. Adică faci 2. Am mai multe. 3, 4, 20. Câte drepte putem duce prin 20? Deci trebuie să înțelegi că nu sunt 3 puncte. Nu sunt 3 puncte coliniare. Adică ele sunt creștiate așa. O supă pe de plus. O supă. Deci nu sunt 3 puncte. Imaginați-vă, ar fi pe un cerc. Pe un cerc. Da? Oh, sunt pe un cerc. Un cerc. 20 de puncte pe un cerc. Câte drepte putem duce? Deci, ca să fie foarte clară problema, facem un cerc și luăm, de plecăm de la 2 puncte, plecăm 3 puncte. Cât? 200. Deci luăm 2 puncte. 20. Mă interesează. Rămâne problemă pentru data viitoare. Deci, ne batem capul să vedem așa se problemă. Foarte interesantă, da? Asta face 20 ori 20. 20 20, 0, 0, 0, 2, 400.